Au furat mai multe materiale din fier ale unui acoperiș, iar acum sunt cercetați pentru tentativă de furt calificat și distrugere. Este vorba despre doi bărbați de 41, respectiv 33 de ani, ambii din comuna Prunișor. Polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Șimian au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute au încercat să sustragă mai multe materiale feroase dintr-o hală dezafectată situată în localitatea Lumnic, ce a avut ca urmare prăbușirea acoperișului acesteia. În urma verificărilor efectuate de polițiști, au fost identificați autorii, doi bărbați de 41, respectiv 33 de ani, ambii din comuna Prunișor. Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați s-au deplasat cu un autoturism la un imobil dezafectat, tip hală, situat în localitatea Lumnic, aparținând unei societăți în scopul de a sustrage fier. Prejudiciul, în valoare de aproximativ 80.000 de lei, a fost recuperat parțial. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la furt calificat și distrugere, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore, urmând ca la expirarea măsurii să fie prezentați unității de parchet competente cu propunere de luare a unei măsuri corespunzătoare.